doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la manifestarea dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României, organizată de Primăria Stănic Moldova, sub deviza de Ziua României, cinstim eroii neamului. Vă rog să vă pregătiți, se intonează imnul de stat al României. Oficia serviciul religios de către preoți catolici și ortodoxi din Slănic Moldova și nu numai. Din partea cultului catolic oficiază slujba eminența sa episcop auxiliar de Iași Petre Sescu, părintele Isidor Dâscă, decan de Bacău, părintele preot profesor universitar Fabian Doboș, părintele paroh de la Slănic Moldova, Benone Butacu, și părintele paroh de la Cireșoaia, Ștefan Ciubotaru, și de asemenea părintele Paul Agu de la Bogata. Din partea cultului ortodox, ca de obicei,
părintele Mircea Ilie. Lăudat să fie Iisus și Maria. În vecii vecilor, amin. În calitate de păstor al parohiei Slănic Moldova, preasfințite în numele slănicenilor și tuturor de pe Valea Slănicului, vă spun bine ați venit în comunitatea noastră. Ne bucurăm că în această zi importantă sunteți în mijlocul nostru, de Ziua României. Dar într-un mod special ne bucurăm că astăzi putem să ne rugăm împreună în acest cimitir internațional pentru răposații eroi care și-au jertfit viața pentru libertatea noastră. Un alt moment important pentru comunitatea noastră este binecuvântarea și sfințirea capelei mortuare. Știm bine că acum cu noile norme europene mai e voie să ții răposații acasă, așa că grație domnului primar și Consiliului Local avem și noi posibilitatea de a avea o capelă în comunitatea noastră pentru ambele culte, și romano-catolic și ortodox. Ne bucurăm că preasfinția voastră ați răspuns invitației noastre să sfințiți și să binecuvântați această capelă. Preasfințite, vă mulțumesc în numele tuturor stănicenilor, în numele domnului primar, o să țină și domnul primar un discurs cu siguranță, să vă mulțumească și haideți să începem împreună rugăciunea pentru cei răposați și după aceea binecuvântarea și sfințirea capelei. Vă spun și eu din inimă, bine v-am găsit, aduc și salutul preasfințitului Iosif Păuleț, care vă asigură de rugăciunea și prețuirea excelenței sale. Ne rugăm pentru toți cei care au știut să se dăruiască pentru binele seminilor și îl rugăm pe Dumnezeu și pe toți sfinții să mijlocească pentru ca noi să fim și să rămânem uniți. Sfântul Părinte Papa Francisc, venind cu 3 ani în urmă și vizitând Iașul, spunea să mergem împreună, să continuăm împreună, pentru că împreună suntem o forță și putem să fim plăcuți, să dăm mărturie că suntem creștini și trăim iubirea creștină. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Domnul nostru Iisus Hristos a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Încrezători în cuvintele lui Iisus Hristos, te rugăm pentru toți eroii neamului nostru. Măreț biruitor al morții, surse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat la noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfinților. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină să te slăvească neîncetat. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altură, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu.
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, care este milostiv și îndurător, condu sufletele răposaților eroi în lăcașurile veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Iartă-le pereapsa meritată pentru păcate. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătiște cu bunurile cerești pentru că și-au dat viața pentru apărarea credinței și a patriei. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-ne speranța mânghietoare că ne vom reîntâlni cu frații noștri eroi. Te rugăm, ascultă-ne! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în vecii. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm pentru frații noștri răposați care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu El, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică, dărilor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acu și pururea și în vece vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată înfinuciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea ce toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Tu Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată înălțimirea, a cărui milă este nemăturată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă că sunt cu frică și cu tremur, ca niște rup nevrednici, cu ministratul și mai acum, mulțumirea bunătății Tale pentru binefacere făcute asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul Stăpânul și binefăcătorul Te slăbim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iar căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusata Ta milostivire,
ca vrecum mai binevoita primea cum rugăciunile robilor tăi. Știi, cu milostivire i-ai învrednicit ale împlinicerele. Așa știi de acum înainte învrednicește, astfel în dreaptă credință, în dragostea ce către tine și către aproapele tău, în toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i toate rău întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dăruiește, Doamne, trecătorul nostru, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoare și le înaltă, noiește inimile judecătorilor Duhul Său cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revață pătoare sufletește ai poporului Duhul Tău și al depădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli când ne-ai trimis în lume la predicare. În suflul ostașilor noștri, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproape și către țară, iar pe noi pe toți împredicește să spărim în faptele bune care îi fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe favoritorii Marei Uniri, pe tot ostaștii, eroi și luptătorii români din toate timpurile și toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe voștri, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român. Auzi, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunea părinților noștri când chemau ei ajutorul și cinturările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne vrednicește pe toți, că totdeauna mulțumire să aducem cele prea bune, să trăim, să cântăm Ție, cel fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bun de viață, Lucătorului Tău Duh. Acum știe pururea și în vece vecelor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Dumnezeu să ierte. Fiind Ziua Națională a României, rugă pe Părintele Profesor de Istorie, Dr. Fabian Dupăș, să rostească un cuvânt. Preasfințite, Monseñor Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, cracucernici părinți, stimate domnule primar, dragi copii, onorată asistență. 1 decembrie, Ziua Marii Uniri, este o zi de recunoștință, prețuire și mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru marele dar al unității naționale, zi dobândită de poporul român printr-o credință autentică, dar și prin luptă concretă, fizică, de-a lungul secolelor de suferință. Acest eveniment, înainte de toate, este o consecință a înțelepciunii și voinței ferme a conducătorilor români, laici și clerici deopotrivă, care prin vitejia și dorința lor de unitate și-au atins țelul în contextul primului război mondial. Biserica Catolică a sprijinit Marea Unire a tuturor provinciilor românești într-un stat român unitar, fiind alături de poporul român în toate eforturile de afirmare și cultivare a conștiinței naționale românești și a dorinței de unitate națională. De atunci, din anul 1918, Biserica Catolică din România se roagă, fără încetare, ca Dumnezeu să-i ajute pe toți românii să păstreze darul unității naționale, acesta fiind un simbol al demnității poporului nostru. Unitate obținută cu numeroase jertfe și multe eforturi spirituale și materiale spre slava a Preasfintei Trăimi, binele României și bucuria tuturor românilor din întreaga lume. Istoria nu poate trece cu vederea intervenția Preasfințitului Iuliu Hosu, tânăr episcop greco-catolic, numit de Sfântul Scaun în anul 1917, care a citit la 1 decembrie 1918 din însărcinarea Marelui Sfat Național Român în fața mulțimilor adunate la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul României. Apoi, fericitul martir greco-catolic, episcopul Iuliu Hosu, s-a îmbrățișat cu episcopul ortodox al Caransebeșului, Miron Cristea, ales după aceea în funcția de prim patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acea ocazie, viitorul cardinal și fericit Iuliu Hosu a rostit cu voce convingătoare o frază rămasă punct de referință pentru toți românii, indiferent de confesiunea creștină sau religie. Așa cum ne vedeți astăzi îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i mântuiască pe toți românii din toate vremurile și de pretutindeni. La mulți ani în România, la mulți ani români! Mulțumim, dăm cuvântul domnului economist Gheorghe Baciu, primarul municipiului orașului Slănic, Moldova. Să fie gura urită. Bună ziua și bine ați venit la mulți ani România, la mulți ani români. Deja o tradiție la Slănic, Moldova, de 1 decembrie, este al 6-lea an când ne întâlnim aici, pentru că ne-am gândit să avem acțiuni în fiecare cimitir de pe Valea Slănicului, din 2016, de înălțare, ne întâlnim la cimitirul din Cerdac, cimitirul eroilor din Cerdac, de în jur date de 12 septembrie sus pe dealul Cireșoaia și de 1 decembrie la Slănic, Moldova. Mă bucur și vă spun bun venit astăzi, bun venit, excelența dumneavoastră, în al preasfințitul Petru Sescu, un gând bun și pentru N-ar prea sfințitul Păuleț din partea mea și a comunității din Slănic, Moldova, catolice și ortodoxe. Mulțumesc prezenței numeroase a preoților de pe Valea Slănicului, în principal, Părintele Benole Butacu, paroh de Slănic, Părintele Ștefan Ciubotaru, noul paroh de Cireșoaia, dar și preoților veniți astăzi aici, în comunitatea noastră, în principal Părintelui Decan Dâscă, care s-a întâlnit cu confratele ortodox, Părintele Mircea, care au slujit împreună mulți ani la Slănic, Moldova. Desigur că vreau să salut frații noștri de peste Prut, pe domnul Moroșanu, președintele Uniunii Artiștilor. Este artist al poporului Republicii Moldova, domnul Ion Prisecaru, vicepreședinte al Asociației Suflet de Artist, care au ținut să vină astăzi la evenimentele noastre, pentru că am avut un eveniment la ora 10.30, oameni de seama ai comunității. Vreau să salut consilierii locali prezenți astăzi aici, într-un număr mare, salut cultul eroilor, colegii mei din primărie care mă ajută și le mulțumesc tare mult că sunt astăzi prezenți aici, domnul viceprimar. Un gând deosebit pentru școală. An de an, cât mai multe cadre didactice participă la evenimentele noastre și copiii. Vă mulțumesc tare mult că veniți, pentru că veniți aici și pentru că veți duce sigur mai departe tricolorul pe care toți îl purtăm în suflet. Aș vrea să, pentru cei care nu cunosc, sunt persoane care astăzi sunt pentru prima dată prezente aici. Aici, în spatele nostru, într-o groapă comună, sunt peste 3500 de oseminte ale înaintași, ale ostașilor care au luptat. Aici, în cimitir, sunt 147 de cruci, unde sunt înmormântați atât militari din armata vestică, cât și militari din armata estică. Dar ce trebuie noi să reținem este că acești oameni au luptat pentru libertatea noastră și pentru ca noi astăzi să avem o graniță, să avem o Românie, sperăm noi din ce în ce mai mare, să o refacem pe cea mare care a fost cândva, dar aș spune că acolo pe front nici nu se deosebea catolicul de ortodox, nu se deosebeau pentru că luptau pentru o cauză comună. Și noi avem un erou, Ștefan Șilochie, încă din războiul de independență. A luptat în 1877 la Plevna, la Smârdani. Dar avem foarte mulți eroi care au luptat în primul război mondial, în al doilea război mondial și cărora trebuie să le purtăm o rugăciune în suflet și să le mulțumim. Pentru că datorită efortului lor nu suntem astăzi o țară dezbinată, o țară mică, așa cum și-ar fi dorit alții. Dar acest lucru nu este suficient. Astăzi nu trebuie să luptăm cu arma, nu trebuie să vărsăm sânge, ci trebuie să facem puțin mai mult.
pentru semenii noștri, pentru țara noastră și în felul acesta uniți într-un ideal comun, prin muncă susținută, prin corectitudine, prin dăruire, să facem lucrurile din ce în ce mai bine și din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea din Stănic, Moldova, pentru tot ce faceți. Îi salut și pe turiștii noștri, că sunt prezenți astăzi și turiști. Și desigur că realizările vor veni pe măsura efortului pe care fiecare îl depunem și în funcție de posibilitățile pe care le avem. Vă salut pe toți în mod egal, domnul Ștefan Șiroche, primar, fost primar de Târgu Ocna și un fiu al satului nostru, da? Și pe alte persoane, domnul Cotescu, de asemenea, a fost primar al Stănicului și îmi cer scuze că poate nu vă văd pe toți, dar aș vrea să rețineți că este foarte important să facem cât putem de mult, să nu lăsăm treaba să se răcească așa, pentru că astăzi trăim un moment important și tricolorul din sufletul nostru să-l purtăm mereu și să-l însoțim cu eforturi și cu dăruire pentru semenii noștri. La mulți ani România, la mulți ani români. Mulțumesc domnul profesor Ababe pentru că la fel de ani de zile veniți și ne ajutați aici la Stănic Moldova. Mulțumesc! Salut și instituțiile poliție, jandarmi, mă scuzați, Salvamont, să nu omit pe cineva. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar! Așa cum ați remarcat, în cuvântul domniei sale, a pus un accent deosebit pe școală. Următorul moment este alocat copiilor de la școala gimnazială Stănic Moldova pentru un scurt program artistic. Astăzi se împlinesc 104 ani de când ziua de 1 decembrie este cinstită de întreaga națiune română. Atunci, prin hotărârea întregului popor român, se împlinea un vis secular. Pentru îndeplinirea căruia au luptat și și-au dat oblolul de suferințe și sânge. Multe generații. Unitatea Națională Statală a Românilor, hotărâtă pentru totdeauna de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în sfânta zi de 1 decembrie 1918. Se înțepeneau, se îndepățau la această unire, la această unitate, originea, istoria, limba, datinile, obiceiurile, ideiurile și aspirațiile românile de pretutindeni. Pentru aceasta luptaseră românii sub Mihai Miteazul. Revoluționarii, pașoptiștii, care înscriseseră în programele lor aceste dezitat național. Unitatea românilor s-a realizat în cadrul unui proces, început cu dubla recunoaștere a lui Alexandru Ioan Cuza și lupta diplomatică dusă de aceasta cu mările puteri pentru recunoașterea Unirii Moldovei cu țara românească. A continuat apoi cu cucerirea independenței de stat a românilor și reunirea Dobrogei cu țara pentru a se încheia în acest moment cel al zilei de 1 decembrie 1918. Comunitatea românească s-a desfășurat. Independența și unitatea au fost câștigate cu arma în mână, iar hotărârea de unire a avut un caracter plebiscitar, fiind o voință a întregului nord românesc. De-a lungul istoriei, poporul român, prin faptele sale, a dovedit că își merită dreptul de a trăi unit și liber. Intrarea României în primul război mondial, în vara anului 1916, a avut ca scop unirea provinciilor românești cu patria mamă, un suport real pentru jertfele umane și materialele acceptate eroic de poporul român în timpul războiului. Astfel, pe 27 martie 1918, sfatul țării de la Chișinău, exprimând dorința românilor, a votat unirea Republicii Moldovenești cu România. A format, în lunile octombrie-noiembrie, Revoluția de Eliberare Națională a Poporului Român de pe cuprinsul Austro-Ungariei. Conștiința la 15 noiembrie 1918, prin decizia de unire cu țara și a Bucovinii. La rândul lor, românii din Transilvania au decis convocarea Mării Adunări Naționale la Alba Iulia pentru a consfinți unirea Transilvaniei cu România. Astfel, Alba Iulia a devenit simbolul unității naționale a tuturor românilor. Pe porțile cetății, pe care cu 422 de ani în urmă, intră triumfător Mihai Viteazul, în ziua de 1 decembrie 1918,
se revăsau într-o ordine impresionantă peste 100.000 de oameni, români și alte naționalități, muncitori, țărani, intelectuali, meșteriași. Prin prezența lor voiau să certifice dorința de a se uni cu țara și de a fi martori acestui moment istoric. Înaintașii noștri au știut cum să ne lase o Românie mare, o Românie dodoloanță, liberă și unită. Acum e de datoria noastră să știm că o păstrăm liberă și unită în continuare. Alimentări jertfele lor oare să fie fost în zadar? Dumnezeu să binecuvinteze România! Haideți în față. Bat clopote cântând-re întregirea și sufletul ia foc în clopotari. 1 decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Mihai viteazul intră în catedrală și are harta Dacie în mâini. Întrânsul bure bista se răscoală și apoi pe vatra lui se nasc români. Cât flamura roș, galbenă, albastră, ne iește prag și steag și ideal. Veniți, români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Și iar începe clopotul să bată și sângele arză sutele de ani. Mușcă din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba Iulian e flancul pe care ardem și ne batem tot. Când dinspre apus se răsare Iancu ca un Iisus Hristos cu chip de moț. Cât flamura roș, galbenă, albastră ne iește prag și steag și ideal. Veniți, români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Dar e un an care nici că nu trece, un an pe care în veci îl vom dori. 1918, al nostru an de fiecare zi. Ne fie el de-a pururea noul, în lupta cu problemele de azi. Cântăm din Alba Iulia eroul, pere întregitorul cel viteaz. Cât flamura roș, galbenă, albastră, ne ieși prag și steag și ideal. Veniți, români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. A rugat domnul primar să vină mai aproape. 300 de ani, poporul român rămânea să trăiască într-o singură țară, România. De aceea n-a uitat niciodată fapta lui Mihai Viteazul, care în 1600, zdrobind pe dușmani, a unit țările române. Unirea Moldovei cu țara românească în 1859 a bucurat nespus întregul nostru popor. De aceea, la războiuri pentru cucerirea independenței, au participat români de pretutindeni, iubindu-și cu ardoare pământul pe care trăia, iubindu-și patria și râvnind întotdeauna să trăiască liber poporul român, a știut să lupte și să se sacrifice pentru acest măreț ideal. Statul român unitar, în granițele lui firești, s-a format prin lupta și jertfa românilor de pretutindeni. Alba Iulia a devenit simbolul acestei uniri. Țara mea, avem o mândră țară, prin timp deja la mare. Strămoșii se luptară, s-o scape de stăpâni. A singur noi români, suntem în ea stăpâni. Sus inima români,
O lege avem străbună, prin veacuri de furtună, ea n-a putut să apună, strivită de păgâni. N-a fost ce sfântărie și în veci o să ne fie. Sus inima română, în țara românească, de-a purul să trăiască, credința strămoșească și graiul din brătrâni, spre Domnul țării gânduri, de-a purul noi avându-i. Sus inima română! Bravo! Piept-o ai pus la cel păgân, spuciumat țăran român. Când a fost
copii pe cel barbar. Ai să continuare de plug sub ciumat țăran român. Marea zi de sărbătoare, la rămâne trehotare, cu cântec să îmbogățim și cu joc să veselim. Ziua aceasta e zi preasfântă, azi când tot românul cântă. Din Dobrogea, Oltenia, Banat, vă aducem cântec legănat. Din Hațegân, Maramureș, tot Ardealul cântă acum. Hai să întindem hora mare, fete și feciori, să dansăm cu mic, cu mare, ca la sărbători. La mulți ani, prieteni, la mulți ani români de aici și de pretutindeni. Fie că anul nou care vine să aducă mândru soare, să deschidă o cale nouă de mari fapte ruditoare pentru neamul românesc. Gata, haideți, cânteți, cu toții. Începem? Da. Haideți, gata? Se aude glas peste Carpați, să fim astăzi românii frați. Prea mult am fost nepăstuiți, de acum hai să fim uniți. Că-și vruta Dumnezeu cel Sfânt să stă. Atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Lumea mare de plecat, de când poate o fi mai greu, privește sus spre Dumnezeu. Curajul, cinstea și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Român, român, român voi fi mereu. Mulțumim pentru înțelegere. Vă urăm și noi la mulți ani tuturor, sănătate și tot ce vă doriți. Fiți mândri că aveți așa copii. Mulțumim! Vă mulțumim! Ne pregătim pentru următorul moment al ceremoniei noastre, depunerea de coroană de flori. Se depune coroană de flori din partea primăriei orașului istoric Moldova. Delegația este condusă de domnul primar Gheorghe Baciu. Se pregătește delegația consiliului local.
Constanța din Moldova. Delegația este condusă de domnul viceprimar Liviu Mocan. Depune o coroană de flori din partea structurilor publice ale orașului Slănic Moldova. Se pregătește Biserica Catolică. Depune o coroană de flori din partea cultului catolic. Delegația este condusă de preasfinția sa, domnul episcop auxiliar Petru Sescu. Din partea Asociației Cultul Eroilor Regina Maria. Delegația este condusă de președintele filialei Slănic Moldova a asociației, domnul Cornel Solomon. Mulțumim mult pentru participarea la acest eveniment. Vă rog să ne îndreptăm către capela mortuară și așteptăm binecuvântarea. Vă mulțumim tare mult, preasfințite, și mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici. La mulți ani, România, la mulți ani, români, Doamne ajută! Haideți mai aproape. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, care este dădătorul vieții și biruitorul morții, să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Fraților, preaiubiți, îndemnați de iubire creștină, ne-am adunat spre binecuvântat și sfinții această capelă mortuară, unde trupurile fraților noștri se vor odihni și vor aștepta învierea Domnului. Să rugăm așadar cu umilință pe Dumnezeu să binevoiască ne sta alături cu Harul Său, să ne ridicăm ochii spre cetatea de sus și să-L privim pe Hristos mort și înviat pentru noi, pentru ca El, pe care suntem îndemnați să-L așteptăm veghind, să ne primească și pe noi binevoitor atunci când vom învia. Să ascultăm un fragment din Sfânta Scriptură. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, să aducem cu bucurie mulțumirea lui Dumnezeu Tatăl care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților care sunt în lumină. El ne-a eliberat de puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său preiubit.
prin care am fost răscumpărați, adică am primit iertarea păcatelor. Hristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, primul născut de toate creaturile, căci în El au fost create toate cele din cer și cele pe pământ, fie cele văzute și cele nevăzute. Tronurile, domniile, puterile și stăpânirile, toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate și toate există prin El. El este capul trupului, adică al bisericii. El este începutul, primul născut de cei morți. El are întâietate în toate, căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile să se atingă de săvârșirea în Hristos. Prin El și pentru El a voit să împace toate, cele din cer, cele de pământ, aducând pace prin sângele Său vărsat pe cruce. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu! Domnul Hristos, murind pe cruce, a șters păcatul și învind din morți, a nimicit moartea. De aceea împreună să ne rugăm cu milință spunând, Tu ești viața și învierea noastră. Tu ești viața și învierea noastră. Hristoase, Fiul omului, Tu murind pe cruce ai făcut-o pe Preacurata Maică părtașa suferințelor tale și înviind ai umplut-o de bucurie. Alină-i pe cei care suferă și întărește-le speranța. Tu ești viața și învierea noastră. Hristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, Tu l-ai înviat din morți pe prietenul Tău, Lazar. Trezește-i la viața veșnică pe toți cei morți pe care i-ai răscumpărat cu sângele Tău prețios. Tu ești viața și învierea noastră. Hristoase, mângâierea celor întristați, Tu înviind pe Fiul Văduvei, ai șters lacrimile și jalea Sa. Alină suferința celor care plâng pe răposații lor. Doamne, Tu ești viața și învierea noastră. Hristoase, răscumpărătorule, luminează-i pe cei care nu Te cunosc și nu au speranță, ca să creadă în înviere și în viața viitoare. Tu ești viața și învierea noastră. Hristoase, lumina lumii, Tu i-ai făcut orbului din naștere lumina ochilor și harul de a Te cunoaște. Arată chipul Tău celor morți care nu se bucură încă de strălucirea Ta. Tu ești viața și învierea noastră. Și acum împreună să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în vecii și în vecii vecilor. Să ne rugăm! Dumnezeul tuturor mângâierilor, Tu ai rânduit printr-o dreaptă hotărâre ca trupurile noastre muritoare, plăsmuite din țărână, să se întoarcă în țărână. Dar, prin hotărârea milostivirii tale, ai schimbat această pedeapsă în mărturie a iubirii. Tu te-ai îngrijit ca Avraham, părintele credincioșilor, să fie îngropat în pământul făgăduinței. Tu ai răsplătit faptele de milostivire ale lui Tobia, care îi îngropa pe frații săi răposați. Tu ai voit să-l așezi pe fiul tău într-un mormânt nou, de unde să învie biruitor asupra morții și să fie pentru toți chezășie a învierii noastre. Te rugăm așadar, Doamne, ca această capelă mortoară pentru depunerea celor răposați să fie în puterea binecuvântării tale loc de odihnă și de speranță. Aici trupurile lor să se odihnească în pace, aici trupurile lor să fie conduse spre locul de odihnă, până când vor învia pentru totdeauna. Aici gândurile celor vii să se ridice spre veșnica speranță, de aici să se înalțe rugăciunile bine plăcute ție spre ajutorul celor ce dorm în Hristos și spre lauda neîncetată a îndurării tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ne bucurăm că Sfânt Moldova are de astăzi o capelă atât de frumoasă, atât de demnă, pentru că sunt frații și surorile noastre care vor fi depuse aici, care, și de la care a primit atât de multe daruri și binecuvântări. Dumnezeu care a promis să răsplată și pentru un simplu pahar de apă, să răsplătească însutit cu daruri cerești și pământești, pe toți cei care s-au ostenit, pentru ca, iată, frații și surorile noastre care merg înaintea noastră cu semnul credinței, să poată avea un loc demn în care să fie săvârșite ritualul înmormântării, în care să se vadă alții rugăciuni spre tronul ceresc și apoi să fie conduse în cimitir, care în traducere etimologic vorbind înseamnă dormitor. Iată ce frumos, frații noștri sunt într-un dormitor, într-un loc sacru, de unde așteaptă trâmbița Arhanghelului pentru ca să se unească cu sufletele și să se bucure de vederea feței lui Dumnezeu. Așadar, îl implorăm pe Dumnezeu ca să răsplătească, să binecuvânteze pe toți cei care au trudit la această capelă, pe toți cei care vin și se vor ruga aici, în capelă. Mulțumim mult, preasfințite, mulțumim, preacucenici părinți. Este un moment important din viața comunității noastre, catolice și ortodoxe, în egală măsură, pentru că acest proiect a pornit imediat în 2016, dar așa a vrut Dumnezeu ca astăzi să fie gata. Și suntem bucuroși că reușim să oferim un respect pentru înaintașii noștri, pentru că mai devreme sau mai târziu toți o să trecem prin acest loc sau prin locul unde fiecare o să hotărească să fie depus atunci când nu mai este în viață. Este o formă de respect, dar este în același timp o obligație atât civilă cât și de credință să ne să avem unde să ne rugăm la răposați. Este o zi cu bucurie, în același timp cu tristețe, pentru că eu am făcut invitație pentru toată lumea în mod egal și astăzi suntem aici doar cultul catolic reprezentați. Un gând bun pentru frații noștri ortodoxi care sunt astăzi aici și sper ca să înțelegem că această capelă este construită de administrația publică, va fi administrată de către primărie cu scopul de a fi oferită în mod egal tuturor celor care vor avea nevoie în localitatea noastră și bineînțeles că nu va fi nevoie de niciun fel de plată. Măcar atâta putem și noi să oferim gratuit acest locaș pentru cei care au trudit pentru localitatea noastră, să dea Domnul să avem cât mai puțini clienți aici și cât mai târziu, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice situație. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit, în primul rând Consiliului Local, pentru că dumnealor aprobă aceste bugete și, bineînțeles, constructorului
și celor care au împodobit, au adus aceste obiecte de cult. O să avem și alte mobilier și alte elemente aici ca să putem sta în liniște și în rugăciune atunci când o să avem pe cineva depus aici. Vă mulțumesc încă o dată mult și să vă dea Dumnezeu sănătate și să reveniți la Sfânt Moldova, preasfințite și tuturor musafirilor noștri și să ne găsiți cât mai prietenoși, mai primitori și să ne rugăm împreună așa cum am făcut-o de atâția ani la rândul. Doamne ajută, la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți și sărbători fericite. Pentru că este și Părinții doar Dăscă care a muncit, a pus mult suflet aici în Slănic și pentru că în care o bucățică de inimă lăsată aici, te rugăm să ne transmită și Sfinția sau Dăscă. Să fie și biserica din Slănic. Vă salut, Hristos a înviat. Pentru că acesta nu este un loc de tristețe și de plâns, dar de speranță. Suntem creștini și credem că cei morți nu sunt morți. Că cei morți sunt vii. Și suntem cu ei într-o unire sfântă. Excelența voastră, dacă vă întrebare, nu știu, m-ați chemat la această celebrare, pentru că o bucată de inimă am și eu aici și mă bucur că ne putem ruga împreună pentru eroii noștri. Eroii sunt nu numai aceia care au apărat patria, dar eroii sunt toți creștinii care se înving pe ei înșiși, care înving în lupta vieții. Că cea mai grea bătălie nu este împotriva unui dușman din afară, dar împotriva dușmanului din inima noastră, adică a răutății, a egoismului, care trebuie să căutăm să cultivăm, în primul rând, iubirea frățească. Căci numai iubirea face unirea. Și citim în cartea Macabeilor că Iuda Macabeul adună o colectă pentru eroi morți pe câmpul de luptă și spune aceste cuvinte: Sfânt și cucernic gând este să ne rugăm, să-i pomenim pe răposații noștri. Și eu vin mai rar pe aici, dar totdeauna mă gândesc privind cimitirul la atâți creștini care sunt acolo și fac o rugăciune pentru ei. Pentru că toți lucrează pentru acest proiect al unei vieți frumoase de credință. Și vă doresc și eu multă speranță. Mulți am întrebat, dar soțul este aici, părinte, în cimitir. Nu este acolo, este acasă. Nu-l simt, simte-l. Roagă-te pentru el, că siguranță îl vei auzi spunându-ți mulțumesc frumos, pentru că mă simți lângă inima ta, chiar și acum când se pare că sunt departe. Pentru că avem această comuniune a Sfinților și vă îndemn mai departe și eu mă rog pentru cei pe care i-am cunoscut și nu i-am cunoscut pentru ca Dumnezeu să le dea o odihnă veșnică. Pentru voi toți să aveți mult curaj de a lucra mai departe pentru binele acestei comunități. Și mai ales subliniez să trăim cu toții în iubire dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu nu este nici catolic, nici ortodox, scrie în Biblie. Scrie Dumnezeu este iubire. Numai atunci când avem iubire de aproapele, chiar de dușman, și mai ales de dușman, atunci suntem creștini cu adevărat și spunem, putem pune cred în Dumnezeu. Hristos a înviat, vă mulțumesc! Implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu acum pentru toți cei care au trudit, pentru cei care au construit această capelă, pentru toți cei care vin în capelă, care se roagă, pentru ca Dumnezeu să le binecuvânteze munca și viața lui. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în ajutorul nostru
este numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Dumnezeule, Tu rânduiești pe credincioșii Tăi ca biserică peregrină pe pământ, ca să-i primești ca locuitori veșnici în ceruri. Dă-ne, Te rugăm, harul ca locul pe care l-am pregătit pentru depunerea trupurilor celor morți să ne aducă aminte de viața viitoare în Hristos, care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei Sale, El care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim Lui Dumnezeu.